Șoferul unei Dacia 1310 s-a filmat în timp ce conducea cu 120 de km pe oră în oraș și depășește tot ce iese în cale. Tânărul de la volan înjură și pietonii care încurcă cursa infernală. Atenție, urmează imagini șocante. Hai că se poate! Tânărul vrea să depășească toate mașinile puternice care ies în cale pe șosea. Accelerează cât poate. Te prind eu, mătii! Hai cu frâna! Dă-mă, mătii! Fața șmerțanu! Nu se lasă până când nu ajunge un Mercedes și chiar îl depășește. Haide, haide! Uite, mercțanu! Acum pregătim decisiva. Trei arun plană. Și du-te, Dică! Asta-i, Dică! Bravo! Lași cu Volvo. Hai că se poate! Apare și o altă mașină pe care își propune să o depășească. Pregătim trearul. Și tu te dică! Nu mai avem adversari, mergem încet, relaxați. Chiar dacă rămâne fără adversari, tot accelerează chiar dacă a intrat în oraș. Dacia ajunge la o viteză de 120 de km pe oră și este în oraș. Un BMW, ce să fac cu el, bă? Te încorci în oraș, dă-te, înjură toți șoferii din trafic, chiar dacă aceștia conduc regulamentar. Dă-te la o parte! Te fac pe prima bandă, mătii de gagică! Nu scapă nici pietonii de înjurături. Babo, n-ai muri acasă, mătii! Babi, nu vrei să mori acasă, mătii! Are ce are și cu tramvaiul, care îl împiedică să accelereze și mai mult. Tramvai. Ură. Hai, găsim un loc, unul așa, Michel, hai. Vine-ți aproape să... Ură. Hai, Dică! Du-te, Dică! Credeți că polițiștii scapă de furia acestui inconștient? Cărare laterală, ți-am învățat. Adică. Poliția Reșița. Numai joagări aici. Numai sticleți. Să iau pe toți. N-au ce să-mi facă. Să mă până la os. De această dată, cursa inconștientă prin oraș s-a încheiat fără niciun eveniment nefericit.